Demarat în ianuarie 2012, proiectul Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Argeș, în valoare de peste 427 de milioane de lei, este finanțat din Fondul de Coeziune, bugetul de stat, bugetul local și din contribuția proprie a operatorului regional SC Apă Canal 2000-Sapitești. Proiectul prevede investiții în 11 localități din județul Argeș, grupate în 3 aglomerări. Este vorba despre aglomerarea Pitești, care include localitățile Ștefănești, Albota, Bradu, Bascov, Merișan, Moșoaia, Mărăcineni și municipiul Pitești, aglomerarea Costești-Buzoiești, care include cele două localități amintite, și aglomerarea Topoloveni pe teritoriul orașului cu același nume. Proiectul este structurat în 11 contracte de lucră și 5 contracte de servicii și a intrat pe ultima sută de metri. Suntem într-o fază destul de avansată, nu suficient de avansată pe cât am fi dorit, dar având în vedere condițiile cu care am început, cu care am continuat și la care ne aflăm acum, ne aflăm într-o fază avansată, lucrările s-au terminat, o mare parte dintre ele, o parte sunt în faze finale. Noi estimăm că la mijlocul anului viitor toate lucrurile vor fi finalizate, sperăm să nu mai întâlnim probleme deosebite. Pe lângă lucrările la stațiile de tratare și de epurare din județ, investițiile incluse în proiect vizează reabilitarea și extinderea pe o lungime de aproximativ 222 de kilometri a rețelelor de aducțiune și distribuție apei potabile și extinderea rețelei de canalizare pe o lungime de aproximativ 287 de kilometri. Până în acest moment, rețeaua de distribuție a fost extinsă sau reabilitată pe o lungime de 152 de kilometri. Au fost instalate 4 stații noi de pompare a apei potabile și 4 stații de clorină. De asemenea, s-au construit și reabilitat 15 foraje și s-au extins cu 26 de kilometri conductele de aducțiune. Iar în ceea ce privește sistemul de canalizare, au fost instalate 58 de stații noi de pompare a apei uzate, iar rețeaua de canalizare a fost extinsă și reabilitată pe o lungime de 194 de kilometri.